Ministrul Sănătății consideră că în 2-3 ani România nu va mai avea medici specialiști dacă în 2015 nu vor fi adoptate o serie de măsuri pentru stimularea financiară a personalului medical. Suntem în situația în care ne-au plecat medicii, rânduri, rânduri mari. E foarte greu să ții în România în condiții de concurență cu țările puternice din Europa, pentru că suntem practic aceeași piață, dar cu salarizări diferite și ofertele curg lanț. Pentru România, care a făcut niște greșeli și de salarizare și de politică a cadrelor, blocare de posturi, închidere de spitale, s-a ajuns în situația în care, dacă nu facem ceva în acest an, în 2-3 ani în România nu o să mai ai medic specialist, a afirmat Bănicioiu. El a precizat că susține proiectul de lege din Parlament care se referă la impozitarea contribuției pacienților pentru motivarea personalului medical. Normal că susțin acest proiect de lege. L-am discutat cu foarte mulți colegi din Parlament. Cred că va întruni o largă majoritate. Sunt convins că va trece foarte ușor de Senat și unde, pentru că au trecut sărbătorile pascale, va fi dezbătut cu celeritate. Apoi la Camera Deputaților să fie nu neapărat o dezbatere rapidă, ci una consistentă, pentru că sunt unele chestiuni care nu sunt încă stabilite și trebuie să-și aducă fiecare contribuția, a spus ministrul Sănătății. Potrivit acestuia, tarifele personalului medical vor fi stabilite de o comisie la nivelul Ministerului Sănătății prin norme care să fie modificate anual sau la 2 ani.